Bun găsit, dragile mele! Astăzi vom lucra împreună o frumoasă gentuță și această gentuță se numește gentuță Giulia. Acest kit eu l-am achiziționat de la doamna Iulia Roană. Știți bine, ați mai văzut și în alte videouri că eu am vorbit despre pagina dumneaei, buticul cu fire. Pentru această geantă, eu astăzi voi folosi un fir cord de 3 mm, da? Și voi folosi o croșetă de 6. Această gentuță se lucrează doar pe, după cum vedeți, doar pe lateral, da? Este un model ușor de realizat și sper să vă placă. Haideți să începem să lucrăm. Deci, pentru această gentuță vom lucra doar lateralul și vom face în felul următor. Vom lua firul. Ce am vrut să vă spun este că la acest model de gentuță puteți folosi aproximativ orice fel de fir doriți. Eu astăzi voi lucra cu acest cord de 3 mm, dar să știți că se poate lucra și cu firul acela pamblică, se poate lucra și cu macaronii macrame. Eu am făcut gentuță pusă în două fire. Am pus firul macaronii macrame în două fire și am lucrat acest model așa. Acum rămâne la aprecierea fiecăruia ce fel de fir folosiți. Eu astăzi v-am spus, voi folosi acest fir, cordul de 3 mm și croșeta de 6. Și voi face în felul următor. Voi începe cu 4 ochiuri de lanț sau puteți începe cu câte ochiuri de lanț doriți. Eu voi face 4 ochiuri de lanț. Și mă voi întoarce și voi face picioruș scurt în următorul. 1, 2, 3. Da? Și acum întorc lucrul, fac un ochi de lanț și voi lucra picioruș scurt în bucla din exterior. 1, 2, 3. Deci am făcut două rânduri de piciorușe scurte, da? Normal. Și acum întorc iar din nou lucru, fac un ochi de lanț și voi începe înmulțirile. Și anume, voi înmulți în primul și în ultimul ochi. Deci voi face două piciorușe scurte. Voi lucra un picioruș normal și în ultimul ochi voi face o înmulțire. 1, 2, pardon. Bun, întorc lucrul, fac un ochi de lanț și voi lucra un rând de piciorușe normale fără să fac înmulțire, da? 1, 2, 3, 4, 5. Acum întorc înapoi, întorc lucru, fac un ochi de lanț și voi face înmulțirea. Și anume, voi înmulți în primul și în ultimul. Deci, aici voi face o înmulțire. 1, 2. Lucrez piciorușii normale în fiecare ochi până când ajung la ultimul. Aici unde voi face înmulțirea. 1, 2. Da? Așa. Întorc lucrul, fac un ochi de lanț
Și aici voi lucra piciorușe normale, da? Nu voi mai face înmulțirea. Deci, vom face în felul următor. Un rând îl vom lucra cu înmulțire, un rând îl vom lucra normal. Înmulțirea o veți face până când veți ajunge să aveți 17 ochiuri. După ce veți avea 17 ochiuri, o să vă arăt ce trebuie să facem în continuare. Eu o să vă las să lucrați singure și ne vedem după când avem cele 16 ochiuri lucrate. Eu am lucrat rândurile cu înmulțirea. Și îmi cer scuze, am greșit, în loc de 16 am zis, în loc de 17 am zis 16. Îmi cer scuze. Deci sunt 17 ochiuri făcute. Am înmulțit până când am ajuns la 17. Ok, eu aici am, după cum vedeți, am pus un semn. Ca să știu că de aici încolo voi lucra doar piciorușele normale, piciorușe scurte, și voi face aproximativ 20 de centimetri. Voi lucra rânduri până când voi ajunge la 20 de centimetri. Și anume, să vă explic puțin, baza, da? Acum eu voi lucra baza genții, să spun așa, și o voi face acea fâșie de aproximativ 20 de centimetri, pentru că până acum am lucrat această parte, da, să zic așa, dar o să vă arăt după. Și după cum v-am arătat, întoarceți lucru, faceți un ochi de lanț și de acum lucrăm piciorușe scurte în fiecare ochi de pe rândul anterior, fără să mai facem niciun fel de înmulțire. Până când vom lucra, vom face, v-am spus, aproximativ 20 de centimetri. Este un model ușor de lucrat, doar că necesită puțin atenție. Doar atât. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată celor care sunteți alături de mine și vă plac lucrările mele. Vreau să mulțumesc și celor care încă nu sunt abonați la canalul meu și vă invit cu drag să o faceți. Este absolut totul gratis, nu vă costă nimic. Iar dacă apăsați și acel clopoțel, veți primi notificare de fiecare dată când eu încarc un nou video pe canal. Mi-ar fi de mare ajutor dacă sunteți drăguțe să dați și un share la video pe care eu îl încarc pe canal. Și mi-ar face mare plăcere, desigur, să văd și lucrările voastre făcute după tutorialele mele și vă invit să le postați în grupul Paradisul Gentuțelor cu Alina, Atelier Handmade, și să facem o frumoasă comunitate acolo și să ne inspirăm una de la alta. Eu vă invit să stați aproape și de canal, pentru că aș vrea să vă anunț cât de curând vă voi pregăti o surpriză, și anume o să vă pregătesc primul giveaway, dar
O să fac un live pe profilul meu de Facebook și o să vă vorbesc mai multe despre surpriză. Poate multe dintre voi știu cum se lucrează acest model, nu este un model sofisticat, dar eu am vrut să-l fac ca să îl poată lucra și cele care sunt începătoare, care nu știu să lucreze atât de bine ca și cele care sunt avansate, să zic așa, da? De aceea, astăzi eu nu am folosit niciun alt fel de model, doar piciorușile scurte, da? Ca să fie foarte ușor pentru toată lumea. Ați văzut, nu am făcut decât înmulțiri la început și apoi am lucrat piciorușe scurte în fiecare, în fiecare ochi. Deci, după cum v-am spus, se lucrează de acum încolo piciorușe scurte în fiecare picioruș de pe rândul anterior, doar în bucla din exterior, da? V-am mai arătat lucrul acesta și vom face o fâșie de 20 de centimetri aproximativ. Eu o să vă las să lucrați singurele această fâșie și ne vedem apoi să continuăm cealaltă parte a gentuței drăguților. Vă doresc spor la lucru și ne vedem după. Cam așa arată fâșia mea lucrată până acum, drăguțelor. După cum v-am spus, eu am lucrat aproximativ 20 de centimetri, am făcut chiar un pic mai mare de 20 de centimetri, nu este niciun fel de problemă. Acum va trebui să facem partea următoare a gentuței și anume să lucrăm această parte, da? Unde noi am început și am lucrat-o crescând, făcând înmulțiri. În partea aceasta, ca să facem la fel, trebuie să facem scăderi. Și vom face în felul următor. Întoarcem lucru, da? Facem un ochi de lanț, sărim primul ochi și lucrăm picioruș scurt în următorul până când vom ajunge la penultimele două ochiuri. Deci, de la capăt, da, ultimele două ochiuri de aici. Deci vom face piciorușe scurte în fiecare ochi de pe rândul anterior. Nimic nou, da? Piciorușe scurte doar în bucla din exterior. Așa. Și aceste două ochiuri le vom lucra împreună. Și anume, vom băga croșeta, tragem, nu încheiem, băgăm în următorul ochi, tragem firul, avem trei bucle pe croșetă și încheiem, tragem prin toate trei. Acum întoarcem lucrul și lucrăm un rând de piciorușe, facem un ochi de lanț și lucrăm rândul de piciorușe scurte, normal, fără să facem nicio scădere, da, pe rândul ăsta, pentru că exact așa am făcut și când am început, un rând am lucrat cu înmulțiri, un rând un picioruș scurt normal. Exact așa vom face și acum. Vom lucra rândul acesta de piciorușe scurte, da? Și pe urmă vom face rândul cu scăderile, da? Și acum întoarcem, facem un ochi de lanț, sărim
primul ochi aici, da? Nu-l lucrăm pe ăsta, trecem în următorul și lucrăm piciorul și scurt. Facem piciorul și scurte până când ajungem la ultimele două, da? Exact cum am făcut prima dată, da? Aici ajungem la acestea două. Așa. Bun. Și am ajuns la ultimele două pe care le vom lucra împreună și vom face, vom băga croșeta, tragem firul, nu închidem, băgăm iar din nou croșeta în următorul, tragem firul și apoi tragem prin toate trei buclele, da? Și acum întoarcem și vom face un ochi de lanț și lucrăm rândul de piciorușe scurte, normal. Vom face așa până când vom ajunge la capăt și anume până vom rămâne cu 3 ochiuri pe croșetă, da? Când vom rămâne cu 3 ochiuri pe croșetă, vom lucra 2 rânduri de piciorușe scurte. Eu o să vă las să lucrați singurele până când veți ajunge la capăt și ne vedem apoi să vedem cum prindem această parte de kitul genții. Eu am ajuns aici la capăt, da? După cum vedeți, exact cum am făcut aici la început, exact așa am ajuns și aici și am făcut la capăt. Ce voi face acum? Voi face de jur împrejur, voi lucra în fiecare rând câte un picioruș scurt, doar că în colțuri, da? În fiecare colț, exact și aici unde am pus marcatorul, aici, aici și aici și pe partea asta la altă la fel, voi face câte două piciorușe scurte și anume voi face în felul următor. Deci aici la capăt o să mai lucrez încă un picioruș scurt. În următorul rând voi lucra picioruș scurt. Iar în următorul voi face de jur împrejur piciorușe scurte. Da, după cum v-am zis. Deci voi încerca să lucrez în fiecare rând, voi încerca să lucrez piciorușe scurte. Așa. Până când ajung în partea cealaltă. Acest rând de piciorușe scurte mă ajută pe mine să mă prind de bază, de kit, pardon. Și se și așează gentuța mai frumos. De jur împrejur facem aceste piciorușe scurte, da? Încercăm să băgăm croșeta în fiecare rând ca să facem aceste piciorușe scurte să fie uniform, da? Așa. Ce am uitat să vă spun, ca să vă vină mai ușor, o să aveți nevoie și
niște marcatoare, dar eu o să vă arăt când o să ajungem să coasem, o să vă arăt. Asta ca să se așeze această fâșie și să vă facă lucrul mai ușor. Deci, o să lucrăm de jur împrejur aceste piciorușe scurte și ne vedem aici la capăt și să vedem cum vom continua să prindem această fâșie de partea genței. Dragilor, eu am terminat de făcut acele piciorușe de jur împrejur. Ca să nu vă rețin prea mult, eu am fixat fâșia de partea, de chitul genții și anume am prins cu câteva marcatoare aici, partea aceasta care eu v-am spus că o fac de aproximativ 20 de centimetri. Da, am prins-o cu marcatoare și în partea din față și în partea din spate și am lăsat un fir destul de lung, mi-am fixat și aici la capăt, după cum vedeți, și eu am început să cos. Sunt mai multe metode de a coase. Eu astăzi am ales să fac acest tip de cusătură pentru că nu aș vrea să se vadă, dar voi puteți să voi puteți să coaseți cum doriți. Eu voi face în felul următor. Bag acul într-un picioruș din corp, din acea fâșie și prin gaură. Ați văzut, eu am început să cos ca să vă pot explica. Și apoi din gaură bag într-un picioruș. Mie îmi place să o cos așa. Mai este și metoda de a o coase în, nu știu cum să vă spun, așa. Vedeți? Să vă arăt așa. Așa. În felul acesta, dar mie nu-mi place cum se așează și de aceea eu am să cos așa. Voi, dacă vreți să faceți cum cos eu, este ok. Dacă vreți să faceți acea cusătură mare ca să se vadă așa, vedeți, așa, o puteți folosi și pe... puteți folosi și acea metodă, dar eu... mie îmi place mai mult cum se așează această cusătură. Dar acum rămâne la aprecierea voastră, după cum vă place, eu vă arăt și într-un fel și în celălalt. Deci, facem, opa, eu așa fac la această gentuță. După cum vedeți, modelul nu este greu, este până aici, sper că a fost ușor și că ați înțeles. Așezăm foarte bine, da, ca să se ajungă până la capăt aici, vedeți? Așezăm și aici la colț, unde eu am marcat, îmi cer scuze de marcatoare, dar astea le-am găsit la îndemână acum, așa. După cum vă spuneam, nu trebuie să faceți fix
identic așa cum vă spun eu sau cum fac eu. Dacă voi o aveți o altă metodă și este mult mai ok și vă place mai mult, atunci puteți să o faceți pe aceea. Eu am ales astăzi să o fac, să cos în felul acesta. Mai puteți face, dacă vă place, mai puteți lucra și piciorușe scurte în partea genții, în fiecare gaură, dacă vreți și vă place cum se așează. Eu nu am lucrat astăzi acele piciorușe în bază, pentru că v-am spus, mi îmi place să gentuța să o fac finuță. Este un model de gentuță care nu necesită să fie chiar atât de butucănoasă, să zic așa. Și atunci eu de asta am ales. Acum voi faceți cum vă place și cum considerați voi. Așa. Deci, eu așa am lucrat și am cusut până la capăt. Desigur, eu nu o să vă țin. Ce voiam să vă mai spun, dacă vi se pare mai ușor, înainte să coaseți, puteți măsura partea aceasta lucrată, da, luați măsură pentru căptușeală dinainte, pentru că dacă veți lua măsură după, o să vă vină mult mai greu ca să faceți. Deci eu nu o să vă mai rețin, o să vă las să lucrați singurele, să coaseți de jur împrejur, ori faceți așa cum v-am arătat eu, ori alegeți orice variantă vreți voi. Și ne vedem apoi la final să vedem cum arată gentuța. Dragile mele, eu gentuța am terminat-o. Eu v-am arătat și cum să coaseți cu acea variantă. Pe parcurs eu m-am hotărât ca să fac și eu la fel, să cos în urma acului, să zic așa, cred că așa se numește. Gentuța mea arată așa, da? Eu așa am prins-o, vedeți? Așa arată gentuța mea. Bineînțeles că urmează, așa arată pe dinăuntru. Bineînțeles că urmează ca eu să-i ascund firele astea și să o căptușesc. Pentru că nu va rămâne așa și îi voi atașa și cureaua de umăr. Este un proiect, zic eu, foarte ușor de realizat. Nu este greu, este recomandat chiar și pentru începătoare și mai ales că acum vine ziua femeii, 1 martie, eu cred că este un cadou super, super de oferit. Ce vreau să vă mai spun? În caz că doriți ca gentuța să fie mult mai largă, adică deschizătura să fie mai mare, atunci aici, când începeți să faceți partea aceasta și doriți și înmulțiți, puteți înmulți mai mult, adică puteți să faceți mai multe ochiuri, să mulțiți și să aveți mai multe ochiuri, dar trebuie să țineți cont și de mărimea
baze, cum ar veni, al kitului, să zic așa. Mie îmi place ca gentuța să fie finuță, așa, să nu fie butucănoasă, deci eu cred că exact așa cum am făcut-o eu este destul de suficientă. Ok, eu vă mulțumesc, dragile mele, vă doresc spor la lucru și ne vedem la următorul proiect împreună. La revedere, o zi frumoasă vă doresc!